Iubiți nuntași, înainte să fie biserică, a fost familia. Domnul Dumnezeu a făcut proiectul pentru familie și El, bineînțeles, că își coboară cu binecuvântări. Știți unde? Unde se respectă cartea de instrucțiuni pentru familie. Eu, de exemplu, am mașină ca și dumneavoastră de uscat sau de spălat acasă. Eu nu pot să fac pe mașină să meargă cum vreau eu. De exemplu, eu asta pun program de 10 ore. Ea nu are așa ceva. Eu trebuie să respect cartea de instrucțiuni a mașinii. Și cât timp respect cartea de instrucțiuni, ea funcționează la parametrii normali și își face treaba. Luigi și Giulia, Biblia este cartea de instrucțiuni pentru familia voastră. Mă bucur că v-ați adus Biblia cu voi și doriți să o respectați și Dumnezeu să vă ajute la asta. E foarte greu să vorbești ultimul, pentru că cam tot ce se putea spune s-a spus deja. Însă, iubiții mei, a pus Domnul pe inimă să vorbesc despre bărbați. Soția mea are o vorbă, e o criză mare de bărbați în lume astăzi. E o criză mare în România de bărbați. Biblia spune, nu zice băieților, iubiți-vă nevestele, ci cum spune? Bărbaților, iubiți-vă nevestele. Îi spune Naomi lui Rut în 1:9, să vă dea Domnul să găsiți odihnă fiecare în casa unui bărbat. Drumul spre maturizarea fiecărui bărbat trece printr-o perioadă a copilăriei, a adolescenții și a tinereții. Problema, iubiții mei, este că vârsta nu aduce întotdeauna maturitatea necesară. Hormonal, fizic, tinerii astăzi sunt pregătiți pentru căsătorie. Din punct de vedere al maturizării, cei mai mulți dintre ei nu. Mama mea, la 14 ani, lucra în croitorie. Azi, fetele la 14 ani stau pe TikTok. Ați înțeles ce spun? Tatăl meu la 20 de ani a făcut armata, când a venit armata s-a căsătorit. Azi băieții la 20 de ani, știți voi ce fac cei mai mulți dintre ei. Da? Vreau astăzi să spun 10 diferențe dintre un băiat și un bărbat. I-am rugat pe frații de la stație să le scrie. Băieții se vor supăra pe mine astăzi, bărbații nu. Luigi de astăzi trebuie să fie bărbat în casă. Și mulțumesc familiei tale că a crescut un bărbat. Toți am fost băieți, să știți. Dar ne-am maturizat. Problema e că sunt bărbați, în ghilimele, care tot băieți și la 40 și la 50 de ani. Giulia are nevoie de un bărbat, nu de un băiat. Citesc articolul pe care l-am scris în urmă cu 3 luni. Cartea o găsiți în hol, dacă cineva e interesat. Prima diferență dintre băieți și bărbați. Băieții promit. Bărbații acționează. Ai făcut multe promisiuni până astăzi către Giulia și cred că WhatsApp-ul uneori era prea încărcat. Ori în jos se bucura că erau multe SMS-uri care se vindeau bine. Iubiții mei, un bărbat adevărat se va rușina dacă ceea ce a promis nu a dus la îndeplinire, pe când un băiat nu va avea nicio problemă cu acest lucru. De ce? Pentru că băiatul promite multe și face puține. Bărbatul promite puțin și face mult. Băieții impresionează prin promisiuni. Bărbații, prin acțiune. Am văzut fete care spuneau, frate Cristi, așa o să fie căsătoria mea, mi-au promis că pe turnul Eiffel mă cere. O să, le-am zis, să vedeți când coborâți de acolo cum o să fie. Fără parașută. Când vii cu picioarele pe pământ. Băieții, ca să pună mâna pe trupul unei fete, și știu ce vorbesc, că ne confruntăm cu multe lucruri la mărturisiri și știm în ce lume trăim. Băieții spun orice. Însă bărbații sunt atenți la ceea ce spun și pe baza promisiunilor lor acționează. 2. Băieții sunt egoiști, bărbații sunt altruiști. Băieții sunt ca și copiii, totul pentru ei. Se întreabă mereu, eu ce primesc? Își doresc să fie răsfățați și toată atenția să le fie oferită lor. Atenție, fetele care sunteți în sală, băieții vor aventuri, pe când bărbații adevărați doresc să-și întemeieze familie și să fie responsabili de ele. Asta face Luigi astăzi, Domnul să-l ajute. Băieții aleg după privire, bărbații aleg după caracter. Băieții filtrează, bărbații iubesc cu adevărat. Din acest motiv, multe familii se destramă. Pentru că dacă te căsătorești cu un băiat, întotdeauna va găsi alta mai bună sau mai frumoasă care să îi împlinească egoismul lui. Un bărbat, din potrivă, va pune preț pe legământul făcut și va acționa cu altruism pentru toată
viață. Luigi, Domnul să te ajute să fii un bărbat altruist. 3. Băieții acționează din obligație. Bărbații acționează din responsabilitate. Băiatul duce sacul de gunoi la tomberon pentru că i-a spus soția să facă acest lucru. La noi nu se întâmplă în biserică lucrul ăsta, slăvit să fie Domnul. Bărbatul va identifica nevoia înainte ca cineva să-i spună și va acționa pentru că e responsabil. Băieții se simt frustrați când e nevoie să acționeze. M-ai deranjat de pe telefon, dragă. Tu nu vezi că s-a ocupat. Ei nu vor să fie deranjați. Bărbații adevărați nu așteaptă să li se spună. Ei observă când e nevoie să intervină și o fac bombănind. Nu, cu bucurie. Amin. V-am cam pierdut deja pe câțiva. Ce fain era să se încheie la 11:30 predica. Nu, pe program. Băieții au scuze, 4. Bărbații au planuri. Băieții au scuze, bărbații au planuri. Băieții arată cu degetul spre alții și se scuză mereu. Întotdeauna se scuză că n-au avut șanse în viață ca și alții care au reușit. Mereu se plâng și nu vor să facă nimic pentru a ieși din falimentul spiritual, material, familial, social în care sunt. Așa fac băieții. Bărbații adevărați arată cu degetul spre ei înșiși. Ei știu că soluția în viață este să ai un scop pe care prin disciplină și sacrificiu continuu să-l atingi. Valabil pe toate planurile. Luigi, ai planuri. Domnul să te ajute să le faci împreună cu el, cu Giulia, și să-l duce la neplinire. Cel mai important plan al vostru este să fiți amândoi împreună cu copiii voștri la munta din cer. 5. Băieții caută să-și impună respectul. Bărbații caută să-și câștige respectul. E diferență, așa-i? Foarte mare diferență. Băieții ridică tonul într-o discuție. Atunci când vă certați cu cineva, așa e că ați observat că se ridică tonul. Bărbații ridică valoarea argumentelor și păstrează tonul la fel. Și asta e o luptă de ani de zile. Pentru aia cea mai importantă roată de la urma Duhului Sfânt este autocontrolul, înfrânarea. Băieții dau cu pumnul în masă, își pun ochelari de soare și când plouă afară au tupeu și aroganță maximă. Și câte fete nu cad în mreaja acestor băieți. Plin de tupeu, plin de mândrie. Mă bucur că Giulia n-a căzut în mreaja asta și a ales un tânăr adevărat. Eram cu cineva la masă săptămâna trecută și lângă noi un băiat cu un BMW făcea niște drifturi extraordinare. Nu putea mânca. Vrea să ne arate ce BMW are. Frâna la 5 metri, se oprea iară, 140. Le spuneam celor de la masă o expresie care am primit-o atunci pe loc de la Domnul. Smerenia nu face gălăgie. Amin. Modestia nu are nevoie de tricouri mulate ca să iasă în față. De aroganță. Nu. Iubiții mei, bărbații adevărați caută prin fapte vrednice de un caracter ales să-și câștige respectul. Lumea din ziua de astăzi, sau cei care sunt foarte cunoscuți pe internet, în filme și alte locuri, se împart în două, eroi și celebrități. George Miller a fost un erou, da? Hudson Taylor un erou, David Livingstone un erou, Cotton Mather un erou, Abraham Lincoln un erou. Azi avem puțini eroi și multe celebrități. Bărbații adevărați se uită la eroi, nu la celebrități. 6. Băieții au nevoie de cineva care să aibă grijă de ei. Bărbații caută pe cineva de care ei să aibă grijă. Nu puține femei mi-au spus că și-au distrus data de căsătorie. Cum? Crezând că se căsătoresc cu un bărbat, iar după nuntă și-au dat seama că e de fapt un băiat care are nevoie de atenție maximă, de dus mâncarea la pat dimineața, de strâns hainele aruncate pe jos după el. Băieții au impresia că sunt la hotel toată viața. Băieții sunt imaturi, la fel cum sunt copiii mici. Doar că nu dau din picioare, ci din gură. Bărbații adevărați însă sunt atenți, manierați, respectuoși, iar atunci când intră într-o relație de prietenie și de căsătorie, văd nevoile partenerului și oferă grija necesară. 7. Nu mai am multe. Mai rezistăm? Băieții fac ce vor. Bărbații fac ce trebuie. Băieții fac ce vor. Băieții care nu s-au maturizat rămân la același stadiu de copil la minte. Și spunea 1 Corinteni 14:20, fraților, nu fiți copii la minte, ci la răutate fiți prunci, iar la minte fiți oameni mari. Băieții fac ce le place, ce le aduce lor satisfacție personală. Nu contează că alții suferă din cauza irresponsabilității lor. Pentru ei, tot ce contează este să se simtă ei bine.
Bărbații însă fac ce trebuie, ce e moral, ce aduce la consolidarea relației de căsătorie în care ei sunt implicați. 8. Băieții pierd vremea, bărbații prețuiesc vremea. Băieții n-au înțeles valoarea timpului, pentru ei prioritară e joaca. Îmi spunea cineva recent, o mamă necăjită cu lacrimi în ochi, soțul meu stă ore întregi pe telefon și se joacă. E tot băiat. Ei preferă socializarea la nesfârșit, sculatul târziu și culcatul târziu. Viața de club, mol în fiecare zi și privit la scările rulante. Acești băieți ajung la 40 de ani și când privesc în urmă își dau seama că n-au realizat nimic. Și crezând că altcineva e de vină, cei mai mulți continuă pierderea de vreme mai departe, uitând că de fapt acea vreme e viața lor. La finalul vieții, pe patul de spital urlă la doctor să facă ceva băieții ăștia. Și-ar dori prelungirea vieții pentru că n-au deloc speranța că vor ajunge în rai. De ce? Pentru că irosirea vieții duce la pierderea veșniciei. Bărbații prețuiesc timpul. Ei știu ceea ce spunea Pavel, răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. Ei știu că viața e doar una, nu ca și în jocuri de pe calculator, unde ai mai multe vieți. Din acest motiv ei o trăiesc responsabil și își doresc să lase un nume bun în urma lor. Ei sunt mereu cu ochii pe clepsidra timpului și caută să trăiască o viață demnă spre a fi dată ca exemplu altora. Bărbații aceștia care prețuiesc vremea pot să spună ca și Gedeon, uitați-vă la mine și faceți ca mine. Știți ce puțin sunt tații care pot să zică la copiilor asta? 9. Băieții merg la sală, bărbații merg la muncă. Aici v-am trezit un pic. Băieții merg la sală, bărbații merg la muncă. Băieții pun preț enorm pe exterior, pe tricou mulat, pe pantaloni strâmți, pe adidașe după care se uită toți, pe muș și pe haltere. Pentru ei nu contează că stau în chirie și la 40 de ani, important e că și-au luat ultimele haine de la Gucci. Pentru ei nu contează că n-au niciun ban pus deoparte pentru vremuri grele. Important e că au toate mărcile de parfum și că atunci când sunt priviți din spate se vede V-ul de la mușchi. Bărbații adevărați însă sunt preocupați mai mult de interior decât de exterior, mai mult de minte decât de mușchi, mai mult de cunoștință decât de figuri. Ei știu că o familie cere responsabilitate, implicare și hărnicie. Ei și-au cucerit partenerul prin aceste calități și au înțeles că femeia de lângă ei nu e impresionată de haltere, ci mai degrabă de un soț harnic atât la serviciu cât și în casă. N-am spus să nu mâncăm sănătos, n-am spus că nu e nevoie de mișcare. Am dorit însă să subliniez clar faptul că exteriorul superb, cu un interior nematurizat, îți vor ruina viața. Cunosc prea mulți care merg la sală în fiecare zi, dar care nu pot să ridice mopul în casă pentru că e prea greu. Giulia, să nu cumperi mopuri din alea grele. Mai știu și pe alții care își cumpără haine de mărimea S, deși ei au corp de XL, crezând că o haină mulată pe corp îi face mai atractiv și poate suplini lipsa de educație. Prea mulți tineri care cheltuie pentru proteinele, pentru masa musculară, 100 de lei pe lună, sunt tineri care nu citesc o carte într-un an. 10 și încheie. Băieții se nasc, bărbații se formează. Toți cei de sex masculin sunt băieți la naștere, toți au trecut prin majoritatea acestor pași. Există o vârstă în care fiecare de noi am crezut că a fi cool e mai fain decât a fi sincer. Fiecare dintre noi am crezut și am fost băieți la un moment dat, luându-ne după ideologia lumii. Dar vine o vreme când trebuie să conștientizezi că trebuie să devii bărbat, să-ți dorești să crești, să te maturizezi. Atenție! Viața are prea puțin de oferit băieților și foarte multe lucruri de preț de dăruit bărbaților, la fel și veșnicia. Este în regulă să recunoști astăzi, la nunta lui Luigi și a lui Giulia, că ești încă băiat și să-ți dorești să devii bărbat. Orice hartă din lume te ajută dacă știi unde ești și spre ce destinație te îndrepți. Tragedie însă e să crezi că ești bărbat și totuși să fii băiat. Sper să mă audă și persoanele de sex feminin. E extrem de greu să te căsătorești cu un băiat și să crești băieți care mai târziu să devină bărbați. Oare mă auziți? Sigur? Atunci citiți cu atenție aceste cuvinte înainte să mai întoarceți capul după băieții despre care credeți că sunt bărbați. Să nu uitați că e extrem de ușor pentru voi să impresionați un băiat, dar foarte greu un bărbat. Băieții caută dragostea pasională, bărbații caută dragostea jertfitoare. Băieții vă spun ceea ce vă place să auziți, ca ei să câștige. Bărbații vă spun ceea ce e nevoie să auziți. Luigi, îți doresc să fii un bărbat în casă.
Abigail, din Biblie, pentru Giulia am un cuvânt, a fost o femeie înțeleaptă. Mă uitam aseară și am observat ceva extraordinar. S-a apropiat de David când s-a întâlnit cu David și a zis: David, vreau să spun la ureche ceva despre bărbatul meu. Aveau și ei greșeli în casă, aveau puncte slabe, aveau lucruri care nu erau de afișat. Și a zis: împărate, dă-mi voie să spun la ureche. Giulia, Luigi, Dumnezeu să binecuvinteze casa voastră. Și să nu uitați ce a spus Benjamin Franklin, unul din mari oameni ai Americii, a lucrat la Constituția Americii, care se presupune că după Biblie e cea mai perfectă document scrisoare. Nu știu ce o să primiți astăzi la nuntă, euro, lei sau dolar, dar pe sute de dolari există poza lui Benjamin Franklin. Și el spune așa: sunt trei lucruri grele de făcut în viața asta. Trei lucruri grele. Primul lucru care e greu de făcut în viața asta este să ierți. Doi, să păstrezi un secret. Și trei, mai spunea el ceva foarte important și mi-am notat aici și vreau să îl citesc ca să fie exact cum l-a scris el. Să profiți de timp. Nu știu dacă o să vezi doar la nuntă, dar măcar cuvintele astea să nu le uitați. Faceți ce este greu în viață și veți avea biruință. Amin.